believe in Calvary. Eu cred în Calvar. I believe that God so loved the world that he gave his only begotten son. Cred că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea că a dat pe singurul lui fiu. And when I look at Calvary's cross, și când mă uit la crucea de pe Calvar, the words of 1 Corinthians rings in my ear. Cuvintele de la 1 Corinteni îmi răsună în urechi. Christ has taken all of my sins in his own body on the tree. Hristos a purtat toate păcatele mele pe cruce. And I realize that every sin I ever have committed, și îmi dau seama că toate păcatele pe care le-am comis vreodată, every sin I am committing, orice păcat pe care îl comit, and every sin I ever will commit, și orice păcat pe care îl voi comite, was laid upon Jesus Christ on Calvary's cross. A fost pus în contul Domnului Iisus când era acolo pe cruce. He has borne all of my sins. El a purtat toate păcatele mele. And therefore I can praise the Lord, O my soul, and all that is within me. Și atunci pot să spun, O, sufletul meu, laudă-L pe Domnul și tot ce este în mine, să laude numele Lui cel Sfânt. And then what I want you to notice with the alls, four times, all, 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 all. Vreau să observați că de patru ori spune toate, 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 toate. And then he comes along and he tells us what these great attributes of God are. Și după aceea vine și ne spune care sunt aceste mari atribute ale lui Dumnezeu. I want you to notice it in verse 3. Vreau să observați că în versetul 3. He has forgiven all your iniquities. El îți iartă toate fără de legile tale. Listen to Isaiah. Ascultați pe Isaia. Come now and saith the Lord. Veniți acum, spune Domnul. Though your sins be as scarlet. Dacă păcatele voastre vor fi ca scarlet. Cărmânsul. A deep roșu. All the iniquities are gone. Toate fără de legile s-au dus. Because my sins were as scarlet. Pentru că păcatele mele erau ca și cărmânsul. And now they are like snow. Și acum sunt ca zăpada albe. Though they be like crimson, dacă ar fi ca și they shall be as wool. Se vor face ca lână albă. Those of you that are wearing white tonight, cei din dumneavoastră care sunteți îmbrăcați în alb, a white sweater, a white scarf, a white hat, a white shirt, alb în astă seară, o cămașă albă, pălărie albă, that alba is filthy compared to what your soul is. Acel alb este murdar pe lângă felul cum e sufletul nostru. Because God has taken every iniquity that we had and he cleansed it in the blood of Jesus Christ. Pentru că Dumnezeu a luat toate fără de legile noastre și le-a făcut albe în sângele Domnului Iisus. And as difficult as it is to believe, și cât ar fi asta de greu de crezut, when God looks down from heaven, când Dumnezeu privește din cer, and he looks at you and he looks at me, când se uită la tine și la mine, and he says, you are cleansed every bit. Și ne spune că am fost curățați de plin. Because God is looking at you and I through the shed blood of Jesus Christ, God's Son. Și poate face asta pentru că El când se uită la noi, vede sângele Domnului Iisus care a fost dat pe cruce ca să ne curățească. The forgiveness of God. Iertarea lui Dumnezeu. God has blotted them out. Prin lucrarea lui Dumnezeu, El însuși le-a șters complet prin lucrarea Domnului Iisus. And what we're going to read in just a few minutes. Ce vom citi în câteva minute? He's buried them in the depths of the deepest sea. Este că le-a îngropat în cea mai în adâncul mării. And like my beloved brother, Dr. M.R. Dehan. Și cum fratele meu Dehan. He has said, God has put a no fishing sign over the water. A spus că Dumnezeu acolo unde a aruncat păcatele noastre a pus un semn să nu mai pescuiască nimeni acolo să scoată lucrurile alea la suprafață. And if ever there is any remembrance of sin in your life or in my life. Și atunci când ne amintim de vreun păcat din trecut în viața ta, în viața mea, God has not brought that back to your remembrance. Nu e Dumnezeu cel care ne amintește aceste păcate din trecut. One day Satan came to God. Într-o zi Satan a venit la Dumnezeu. And he said, God, Carol, you allow him to preach the word of God? Și Satan a spus, Doamne, îl lași pe Carol să predice cuvântul tău? You allow him to stand in the pulpit and open the Bible and preach?
Îl lași pe el să stea aici în, la pupitru și să predice. You know what he did? Tu știi ce el a făcut? You know what kind of a man he is? Tu știi ce fel de om e el? God looked at Satan. Dumnezeu se uită la Satan. He said, what are you talking about? Și spune, ce vrei să spui? So he said, you're omnipotent, you know. Păcatele au fost șterse, știi asta? You saw what he did? Tu știi ce a făcut el? God said, no, I don't. Dumnezeu zice, nu. Because that sin has been buried in the depths of the deepest sin. Păcatele astea au fost ascunse în adâncul mării. And brothers and sisters, please. Frate și soră, te rog. Learn to forgive yourself for yesterday's sins. Învățați să vă iertați pe dumneavoastră de păcatele din trecut. And realize that God has taken your sins and my sins away. Și să înțelegem că Dumnezeu a luat păcatele tale și păcatele mele și le-a aruncat în marea uitării. I want you to notice again in verse 3. Vreau să vă uitați din nou în versetul 3. God has not only forgiven all your iniquity, but he has healed all of your diseases. Nu numai că el ne-a iertat toate fărădelegile noastre, ci el ne-a și vindecat toate bolile noastre. Now elders, just calm down. Cei mai vârstă, stați liniștiți. I do not believe that there is healing in the atonement. Nu cred că este vindecare. But I do believe that God takes care of our physical bodies. Dar cred că Dumnezeu se îngrijește de trupul nostru fizic. I believe in divine healing. Cred în vindecare divină. And I believe that God can remove sin and remove illness. Cred că Dumnezeu poate înlătura păcat, poate înlătura boală. But that is a divine prerogative of God and God alone. Dar acesta este un prerogativ divin al lui Dumnezeu și numai al lui Dumnezeu. And what David no doubt is saying here. Ce sunt sigur că David spune aici. That God is able to preserve my body. Este că Dumnezeu este capabil să îmi păstreze trupul. And God is able to give me physical strength for every battle that I fight. Și Dumnezeu poate să-mi dea tărie fizică pentru orice bătălie care o am de dus. God is able to give me mental agility for every action I have to take. Dumnezeu poate să-mi dea o minte sănătoasă care să poată lua decizii bune pentru orice acțiune care o am de întreprins. And God can throw a hedge around about me to keep my enemies away, to protect me. Și Dumnezeu poate să pună o apărătoare în jurul meu să mă protejeze de orice atac din partea celui rău. The same God that protected David from Goliath. Același Dumnezeu care a ferit pe Dumnezeu când care l-a apărat, același Dumnezeu care a apărat pe David, is the same, de Goliath, is the same God that protected David from King Saul. Este același Dumnezeu care l-a apărat pe David și de împăratul Saul. And he is the same God who protected David from the Philistines. E același Dumnezeu care a apărat pe David de filisteni. And he's the same God that kept David through war after war after war. Același Dumnezeu care l-a păzit pe David în atâtea războaie. And what David is saying, ce David spune, I believe that God can protect me in every circumstance.